Ca să ne întoarcem la esențialul acestei emisiuni, hoția de la Madrid, Victor Cașa era cunoscut ca un arbitru remarcabil, a arbitrat meciuri importante, finale de Champions League, însă totuși e cam mult. O brigadă de arbitri din Ungaria, care nu are nici măcar un campionat de mâna patra. Deci este un campionat de zona, cum să spun, roamingului în avion. Adică ultima zonă absolut identificabilă. Campionatul Ungariei este la nivelul campionatului din Sri Lanka, al celui din Cambodgia, da? Al celui din insulele Seychelles. Deci este un campionat care nu există. Nu poți să aduci un arbitru de nivelul cerut al unui meci cu astfel de încărcătură din Ungaria. Oricât ar fi ăla de priceput. L-ai adus odată, la o finală, lasă-o mai ușor. Da? Deja să trag semnale de alarmă, spuneam, cu hoțul de Kuiper. Aici e de remarcat un lucru, Dane. Arbitrii olandezi sunt în general hoți. Și când spunem Kuiper, ne ducem cu gândul la Charles Corver, da? Faimosul arbitru olandez care are pe conștiință cea mai mare furăciune din istoria fotbalului, semifinala din 82 de la Sevilla, RFG Franța. 3-3, 6-5 la penaltiuri pentru nemțălăi. Când, cum să spun, a inventat furtul de mare clasă, ducând Germania cu mâna în finală. Tocmai de asta ieri nu era să-ți dea lacrimile pentru ce a pățit Bayern München. Bayern München, încă o dată, o șandrama, da? O cazarmă de bandiți, un cuib de viespi, practic, care trebuia desfințat de mult, am și spus-o cu toate argumentele posibile în lumea fotbalului, atâta doar că a întâlnit un hoț mai mare, mai pervers, dar fel anunțasem aceste lucruri pe un ton delicat zilele trecute, spunând că nu este decât o singură echipă care fură mai abitir în sezonul ăsta decât Barcelona, este vorba de Real Madrid. Real Madrid este cel mai mare hoț din istoria fotbalului, pentru că de asta are 12 ligi ale campionilor, că va câștiga. Asta este cupa Realului, nu mai are niciun sens să te uiți la meci. E anul Realului din... E anul Realului, nu înțeleg de ce vin atât de des anii Realului, când ar mai putea să mai facă și ei. Au avut o paranteză la un moment dat, când nu mai câștigau nimic. Între a 9-a și a 10-a Liga Campionilor a fost o eternitate. Dar nu înțeleg acum de ce dintr-o dată iar s-au adunat toți anii ăștia ai Realului. Eu nu pot să-i pricep pe demenții ăștia care se uită la meciurile Realului. Ce plăcere să ai, Dumnezeule! Sunt aceiași fanfaroni, aceeași mutră de zevzec Cristiano Ronaldo ăsta, da, aceiași escroci la fiecare meci, aceeași tactică, același stil de joc mizerabil, chit că mi s-a semnalat de la L'Équipe ieri că a fost meciul de Champions League cu cele mai multe șuturi la poartă din istorie. 50!